Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Taur ce mesaj are persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în data de 12 octombrie. Vom extrage 3 mesaje de la această persoană pentru dumneavoastră și un sfat de la aceste bilețele pentru armonie să vedem ce ar trebui să faceți dumneavoastră în această relație pentru a vă înțelege mai bine cu persoana dragă. Începem cu mesajele la persoana dragă. Primul mesaj, nu voi mai găsi alta ca tine. Dacă sunteți separați, cu siguranță își dă seama de valoarea dumneavoastră și regretă că v-ați despărțit. Spunem ce îți dorești, este dispusă această persoană să vă îndeplinească orice dorință pentru a fi din nou împreună. Poate chiar în data de 12 octombrie veți primi un telefon de la dânsa în care vă va întreba ce poate face pentru a ajunge iarăși să fiți împreună și pentru a vă împăca. Sunt atras de inteligența, înțelepciunea și răbdarea ta. Cu siguranță vă admiră foarte mult și în primul mesaj se vede acest lucru. Cert este că dacă v-a pierdut, acum este dispus să vă îndeplinească orice dorință pentru a vă împăca și a fi din nou împreună. Hai să vedem ce sfat avem pentru dumneavoastră. Bucură-te de prezența partenerului pentru fericirea pe care ți-o aduce. Iată, poate ar fi bine să vă împăcați cu acesta, să-i ascultați explicațiile în cazul în care v-a supărat cu ceva, pentru că se pare că ține foarte mult la dumneavoastră. Și este posibil, iată după cum spune spunem ce-ți dorești, să facă orice pentru a vă aduce fericirea și pentru a fi dumneavoastră mulțumiți în prezența acestei persoane. Deci bucurați-vă de prezența partenerului în data de 12 octombrie, eventual bucurați-vă de compania Partenerului dumneavoastră, întâlniți-vă, discutați, vedeți ce se poate face pentru a îndrepta situația, în cazul în care poate până acum nu ați mai comunicat sau poate sunteți separați. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi minunată, cu sănătate, noroc și tot ceea ce vă doriți. La revedere!